Pace, pace peste noi.
care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt tunul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste lăpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că-ți cunoaște numele meu. Când mă va chema, îl voi răspunde, voi fi cu el în strântorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îi voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Când ai chiar citeam biletele, poți veni, frate. Găsit-am pace. Găsit-am pace sufletească pe Domnul meu când l-am aflat, când a început ca să-mi vorbească, îndată viața i-am predat. Până în acest moment trăirea mi-a fost ruinată, faliment. N-am cunoscut neprihănirea și nici al dragostei torentă. Zbuciumul greu îmi da putere, zdrobită îmi era inima. Lăuntru meu avea un dere, unde doar praful lumesc stătea. Și sfârtihată mi-era viața, de cazmele grele de păcat. Cine-mi vedea atunci fața, credea că sunt un condamnat. Dar El, Hristos, Mântuitorul, a luminat lăuntru meu și mi-a spus că El mi-e viitorul și l-am urmat pe-a Lui traseu. Am fost pătruns de sentimentul ce m-a legat tare de El și viitorul și prezentul l-am dat atunci blândului meu. Simțeam o liniște profundă și toată ființa mea o simțeam, știam că e a păcii undă, ceva real, nu m-a înșelat. Privirea, vorba și surâsul erau divine, mă atrăgeau, de fericire mi-era plânsul și ochii mei spre cer țânteau. Mi-a arătat cereasca țintă și i-am promis că merg spre ea să ajung în veșnica încintă unde doar sfințe pot să stea. Seninul cel pătruns în mine de când Hristos m-a zdrobit, izvor pentru stări de bine, sunt transformat, sunt fericit. Și nu regret că în ziua aceea am hotărât să merg cu El, cu Cel ce-a colindat iudeia să aducă suflete în Betel. Am parte acum de satisfacții ce-mi fac viața când duios, nu mă hrănesc din imaginație, ci din iubirea lui Hristos. Amin. A trecut prin valuri grele, prin purtul și prin cuptor. Am strigat prin cer, spre stele, te-am chemat în ajutor. Am crezut că m-ai uitat.
Și ultimul punct,
a fost uns să facă din ei terbinți ai neprihănirii un sat al Domnului. Dacă dumneavoastră ați fost atenți, am enumerat 8 puncte din acest text. Este evident că nu le putem parcurge pe toate în această seară, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința lui dumneavoastră, când vom mai fi și Dumnezeu ajută la cuvânt, vom dezbate toate aceste puncte. Versetul 16 din Luca începe cu următoarele cuvinte. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, slăvit să fie numele Lui. Nazaretul, bicii mei, era un orășel mic, așezat pe coalele, pe coalele colinei Galilei. Străzile lui prăfuite și vegetația sărăcăcioasă arătau că ploaia era un fenomen rar. Iar bogăția nu-și pretindea dreptul la cinste, la locul de cinste, pentru că majoritatea locuitorilor erau țărani și erau săraci. Dar, dacă era cunoscut totuși pentru ceva, era cunoscut pentru reputația proastă, așa de asemănătoare cu reputația unora dintre orașele din țara noastră. Acest orășel numit Nazaret avea un renume unic și jalnic datorită decăderii lui morale, molipsitoare și nestăvilite. Iar părerea generală exprimată retoric într-un proverb amintit de Natanael era: poate ieși ceva bun din Nazaret? Acest răspuns indică o imposibilitate clară de a ieși ceva bun din Nazaret. Reacția lui Natanael a fost un răspuns la întrebarea lui Filip de a-i face cunoștință cu un străin din Nazaretul Galilei. Filip i-a spus: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif, slăvit să fie numele Domnului. Cuprins pe bună dreptate de indignare, dar și de necredință, șocat de faptul că Mesia, care era mai presus de orice om, venise din Nazaret, Natanael a vrut să strige de fapt: este imposibil, este imposibil să iasă ceva bun din Nazaret. Dar Filip a fost neclintit în convingerea lui și a spus: vino și vezi. Natanael a venit, a văzut și a fost cucerit de Domnul Iisus Hristos. Iar noi toți care suntem aici am fost cuceriți de bunătatea, îndurarea și mila lui, slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos a venit din Nazaret nu numai ca Mesia, dar și ca predicator al predicatorilor, iar în sinagoga din Nazaret a ținut prima sa predică. Iar secretul decisiv pe care el însuși l-a citit din Sfintele Scripturi este acesta: Duhul Domnului este peste mine, slăvit să fie numele Domnului. Nu ne vom ocupa în această seară de Duhul Sfânt special, ce este, cum este. Vom parcurge câteva gânduri să vedem ce înseamnă Duhul Domnului este peste mine. În sinagoga din Nazaret, cu ocazia deschiderii serviciilor divine de închinare, Domnul Iisus a fost mai mult decât încântat să prezinte cuvintele sfinte ale profeției care se refereau la sine însuși. Iar viața și activitatea sa publică, cât și învățăturile și minunile sale, au purtat aceeași emblemă: Duhul Sfânt este peste mine, slăvit să fie El. Cooperarea absolută, deci vă rog să rețineți, cooperarea absolută și constantă. Deci Duhul Sfânt trebuie să o cooperez, dar nu numai azi, peste o săptămână sau după zi pe alta. Deci trebuie să fie o cooperare constantă, Duhul Sfânt să fie în tine mereu, să fie constant. Nu cum spun unii, lăsăm pocăința pentru 10 minute și facem altceva. Dumnezeu să ne ajute să avem Duhul Sfânt zi de zi în noi. Deci cooperarea absolută, constantă și desăvârșită dintre Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt două componente complementare ale vieții de neprihănite a Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, cooperarea absolută, constantă și desăvârșită dintre Domnul Iisus și Duhul Sfânt
Pentru că Dumnezeu nu i-a dat Duhul cu măsură Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Constituie secretul decisiv al vieții sale, al slujirii sale și al jertfei sale care au fost desăvârșite și fără cusur. Slăvit să fie numele Lui. Viața Domnului Iisus Hristos, ca expresie desăvârșită a Tatălui, a fost și este o capodoperă inegalabilă și universală, realizată de însuși Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Iar relația unică dintre ei a început încă de la conceperea lui Iisus. Căci ce s-a zămislit în tine, în ea, în Maria, este de la Duhul Sfânt. De fapt, relația dintre Iisus Hristos și Duhul Sfânt a fost așa de apropiată încât au ajuns la unitate esențială. În realitate, identitatea lor a fost așa de inseparabilă încât Duhul Sfânt a fost numit și Duhul lui Hristos. E adevărat, fraților? Slăvit să fie numele Lui. În aceeași măsură în care a fost numit Duhul lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, cu părere de rău o spune Sfânta Scriptură, nu este a lui Hristos. Dumnezeu să aibă milă de toți acei care am făcut un legământ să fim a lui Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. În cele din urmă, sacrificiul său, moartea și învierea sa au purtat aceeași amprentă explicită. Duhul Domnului este cu mine. Cu atât mai mult, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără plată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele voastre moarte, ca să slujiți Dumnezeului Celui slăvit să fie Domnul. Și să ne dăm ființa să fim slujitori ai Dumnezeului Celui Viu. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, slăvit să fie Domnul. Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre moarte din pricina Duhului Său care locuiește iarăși în voi. Slăvit să fie numele Domnului. Așadar, Duhul Domnului este peste mine. A fost cu adevărat secretul decisiv al biruinței totale a lui Hristos asupra lumii, asupra păcatului, asupra firii pământești, asupra diavolului și nu în ultimul rând asupra morții. El a biruit moartea, slăvit să fie El. Duhul Sfânt, porumbelul simbol care a coborât din cerul peste Domnul Iisus Hristos, iubiții mei, să știți că nu l-a părăsit niciodată, ci l-au condus la o biruință sigură și decisivă. Iar noi, dacă vom avea Duhul Sfânt în noi și umblăm cu El, vom ajunge și noi la această biruință decisivă. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. În concluzie, dacă se declară cineva creștin și Duhul Sfânt nu este peste el și în el, nu este creștin deloc. De asemenea, un creștinism, așa cum este țara noastră și se declară creștină, fără Duhul lui Hristos, nu este creștinism, ci doar vorbire goală. Un creștinism, fără Duhul lui Hristos, nu este altceva decât o amăgire a satanei. Iar un creștin, fără Duhul lui Dumnezeu, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Așa că să fim foarte atenți și să nu ne amăgim. Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea pricepere, să ne dea înțelepciune. Duhul Sfânt, în zilele acestea, este la dispoziția tuturor, dacă îl vom cere cu sinceritate de la Dumnezeu. Iar Ioan Botezătorul spune, eu, da, v-am botezat cu apă, dar El, Iisus, slăvit să fie numele Lui, vă va boteza cu Duhul, mărit să fie Domnul.
Apoi însuși Domnul Iisus Hristos a arătat cât de disponibil este Duhul Sfânt, mărit să fie numele Lui. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Slăvit să fie. Vreau să închei în această seară cu dorința ca de azi înainte fiecare dintre noi să poată spune cu sinceritate și curățire de inimă: Duhul Sfânt este peste mine. Duhul Domnului este peste noi. Iar dacă cineva nu-L are, Dumnezeu să aibă milă de el. Amin. Și să ne rugăm împreună ca toți acei care nu-L au să primească acest Duh Sfânt. Amin. Pentru că suntem o familie și așa cum în familia de carne este soț, soție, mamă, tată și copii și toți doresc să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu, așa suntem o familie și în biserică. Și ar trebui să ne doară pe unul de fiecare dintre frați sau surorile noastre. Și Dumnezeu să ne ajute ca toți acei Amin. Care mă înțeală cuvântul să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Rămân la aceste cuvinte și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze despărțirea noastră, să binecuvinteze noaptea care va veni. Și este un har pentru că avem pace și liniște în țară. Măriți să fie numele Domnului. Haideți, iubiții mei, să ne ridicăm în picioare.